ciudat în lac. Este concursul anual de pescuit, tată, fiu de la lac. Ultima oară când am verificat, erai fica mea. Dar vreau să merg și eu. E o tradiție, Mili. Am câștigat derbiul cu bunicul tău în copilărie. Și acum voi câștiga cu tata. Sigur, fiule, nu-ți face griji, scumpo. Doamna Manson te va supraveghea. Doamna Manson? Ok, distrați-vă. A fost cam ușor. Înfricoșător de ușor. Cum a ajuns momeala asta aici? Ești gata, cup? Trofeul este ca și al nostru. La o parte că plecăm! O să fie grozav! Poate vă mai prinde o bucățică din Bongo Boingo! Bongo Boingo? Legenda din Bootsville vorbește de o imensă creatură care locuiește în partea de jos a lacului. Desigur, nimeni n-a văzut-o în realitate. Oh, uite ce dimensiune are băltoaca aia! Vrei să pariezi că poți sări strop mai sus de mașină? N-am auzit niciodată mașina să facă un astfel de sunet. Oh, mai multe obstacole! Yeah! Cred că am exagerat puțin. Păi, cred că e în regulă. Stai, strângerea de mână pescărească. Există o strângere de mână pescărească? Este ușor. Apucăm degetul mare, apoi ne atingem palmele. Uite-te afară după pește pentru că venim. Au! Salut, Bert! Frumos din partea ta pentru că ai venit să ne vezi pe mine și pe Denis cum câștigăm concursul. Toate ustensilele scumpe din lume nu te vor ajuta să câștigi, Henry. S-a zis cu legătura, tată fiu. Da, nu or să înceteze niciodată. Când o să termin concursul, numele de Barton Burger va fi scris din nou pe cel trofeu. Cu siguranță, tăticule! Mili, Barton Burger! Mili? Doamna Manson! Doamna Manson! Doamna Manson este un concurs adal fiu. Sugerez că nu suntem destul de iscusite ca să concurăm alături de bărbații și băieții luptători? Nu! Așa credeam și eu. Atenție, cel de-al 54-lea concurs de pescuit anual, tată fiu de la lac, va începe. Hai, Mili, e momentul să învățăm câteva chestii despre pescuit pe ăștia. Dumneavoastră a spus asta, doamnă Manson? Ești gata, fiule? Gata. Hai să pescuim! Yay! Știi, Mili, când eram de vârsta ta, am venit cu o undiță foarte mare să prind un bongo-bongo. Bongo și mai cum? Temutul monstru din lacul ăsta se pare că este foarte mare. Ha. În regulă, tată, poți să tragi un pui de somn în timp ce noi pescuim. Da, tată, poți să-ți fără-i. Nu-mi spune cum. Tatăl nostru nu se va apropia de lac, este frică de Bongo Bongo. Nu, nu ne este. Nu, și noi vrem să-l filmăm. Ha. Și o să-l vindem în întreaga lume și o să devenim milionari. Scuze, tată. Secretul tău e în siguranță? Ai luat tot? Tot ce aveam nevoie ca să câștigăm. Să mergem! Pe locuri fiți gata, pescuiți! Este chiar acolo. Știi tu, stă la pândă. Păi, zilele în care stătea ascuns au terminat, nu, tată? Bună idee, tată. Tu vei nota pe aici și vei descoperi unde se ascund peștii. O să câștigăm, o să câștigăm. Radarul meu super performant detectează toate bancurile cu pește. Micro, unde?
Nu ar trebui să prinzi peștele înainte să-l gătești? Îmi pare rău, tată. Asta a fost una destul de bună. Secretul pescuitului este să gândești ca un pește. Să intru în pielea personajului. În notă. Mi-e foame. Ce-aș mânca? Ia să vedem. Un peștișor mai mic? Un alt pește mic? Sau o caracatiță pitică? Asta e tare! La o parte, șofer de sâmbătă! Da, și șoferii de luni și miercuri să se dea la o parte! Încerc! Încerc! Aha, care-i problema, Harry? Ești cam încordat? Tata, m-a ajuns puțin? Oh, ce dezastru! Hai să te ajut, dragule! Pumparul că Bongo este dedesubt și ne mănâncă undițele. Muștrii din lacuri au tot felul de trucuri. Aproape! Ce? Nu se poate! Ce face el aici? Orice ar fi, nu poate fi bine. Asta ar trebui să-l oprească! E super dacă iau eu ultimul suc? Sigur, tată. Poftim. Hei, Cup, știi ce s-a întâmplat? A fost ceva mare și alunecos. Nu știu. Bongo, bongo! Bongo, bongo! Eram doar un copil cu fața pistruiată și aveam cu mine doar puțină agerime și o barcă și unele echipamente de pescuit. Și masa de prânz, biscuiți și marmeladă. Vreau să plec de aici și mi este foame. Bongo, bongo, a sărit din apă și mi-a mâncat toți biscuiții, o cutie întreagă. Super! Și apoi s-a uitat la mine de parcă aș fi fost cel mai mare biscuit din lume. Asta mă face să renunț definitiv la biscuit. E momentul să scoatem artileria grea de pescuit. Ține! Ține asta! Sigur, capitane! Bongo Boingo este doar un mit. O să-mi amintesc ce ai spus când va veni după biscuit. Hei, am prins unul! Frate! Bine, trebuie să ții bine undița. Îți imaginezi undița că e o ramură de salcie care face parte din tine și care se balancează ușor. Acum trebuie să-l tragi afară! Afară, hai! Dar ce fac cu salcia care se balancează? Uite-te, copac! Pune puțină forță în ceea ce faci! Bun, am terminat! Ce este asta? E un șal și o super plasă pentru pescuit. Da, așa e. Și fetița sunt doamna Manson și Bartenberger.
Cel puțin numele Burtonburger apare din nou pe trofeu. Cat? Întâmplări la școală. Sunt atât de încântat că vă aduceți părinții la ziua școlii cu... Voi fi elev încă o dată. Gândește-te, teste scrise, să fac sport, mâncare de cantină. Știu că pare ciudat să-l spun asta acum, tată, dar cred că va fi impresionat de faptul că sunt un elev model. Mai ales că nu va fi nimeni și nimic care să-mi distrugă imaginea asta. Ce? Cine a băut-o laptele? Este timpul să intri aici, domnule Cat? Mili, îl duci la veterinar pe domnul Cat? Îl duc pe domnul Cat la lecție, arată și povestește. Poftim? Această rozătoare respingătoare nu se va apropia de școala mea. Este și școala mea și domnul Cat vine cu mine. În niciun caz. Copii, copii, el e o pisică, nu o jucărie. Cum? Domnul Cat o să meargă cu Mili, iar eu voi veni cu tine. Nici măcar nu o să vă vedeți. Dar... Bine... O să fie amuzant! Creierul meu e ca un burete care abia așteaptă să absorbă toată această cunoaștere. Ei bine, a mea este ca o groată fără fund. Cu cât pun mai mult în ea, cu atât pot să pun și mai mult. Ha, bine, băieți, vă puteți lăuda cât vreți cu mințile voastre. Eu știu că azi este mate, sport, științe, arte și apoi libertate! Pisica e așa de urâtă că ar face și o ceapă să plângă. Hei, Bert, nu trișa! Cel care ajunge ultimul este cel mai frare dintre noi! Asta o să fie interesant. Oh, bun venit la ora de matematică! Eu sunt profesoara Brangham. Vă rog să stați jos. Scuze. Mulțumesc. Știi, eram chiar bun la matematică la vârsta ta. Scuze din nou. Nu mă face să vă pun la colț, domnule Burtonburger. Să începem cu ceva amuzant. Trenul A pleacă din București către Ploiești cu 70 de kilometri pe oră. Trenul B pleacă din Ploiești spre orașul București cu 60 de kilometri pe oră. Când se întâlnesc cele două trenuri? Lord? Cele două trenuri se întâlnesc înainte să se ciocnească și să explodeze. Boom, boom. Fiul meu e un geniu. Oh, scuze, nu. Cup? Trenurile se întâlnesc în 30 de minute. Distanța pe viteză dă timpul. Corect. Bravo, Cup, ești cel mai tare. Pe mine mă moștenește. Astăzi o să fiu o vedetă, iar chiar nu mă va opri. Și acum aș vrea să vă prezint cea mai grozavă pisică din întreaga lume. Unicul și inegalabilul, domnul Cat! Feriți-vă! Oh, mulțumesc că l-ai adus pe domnul Cat azi, Mini. Cred că trebuie să-l prind prin clasă pe domnul Cat. Așa toată lumea o să-l mângâie. Nu, vreau să zic că cred că ar trebui să-l pui în cușcă chiar acum. Haide! Iată testele de săptămâna trecută. Lorne, la tine se văd îmbunătățiri. 52! Am luat! Super! 90%! Ai auzit, Bert? 90%! Eu am 91? 91! E cel mai tare! Cel mai tare! Wow, wow! Hai, Lorne, nu vreau să mai vezi toate astea. Poți să-l scot în recreație pe domnul Cat? Oh, nu, Mili! Animalul tău e periculos! Trebuie să stea aici! Ai auzit-o pe profesoară, domnule Cat? Ea este șeful aici! Pauză! Trebuie să stai cu mintea acolo! Avem o groază de chestii noi anul ăsta. Așteaptă și ai să vezi, tată. Ăsta e zidul pentru cățărare. Poți să o faci, tată. Și asta e trambulina. Și asta e mașina de arunca mingii pentru baseball. Wow! Aș fi vrut să am și eu chestiile astea la vârsta ta. Formați două echipe. E timpul să jucăm ceva. Nu încă! Scuze, domnule antrenor. O să te dobor, Burton pierzătorule. Azi nu. Sunt pe val. Începeți jocul. Alei! Ha!
Bună mișcare, Cup! Mulțumesc, tată! Ai văzut? Doi dintr-o lovitură! Hai, băieți, sunteți terminați! Cine a pornit mașina de aruncat bile? Hai, Denis, să o oprim împreună! Fii atent! Denis! Continuă tu, fără mine! Asta e pentru Denis! Yeah! Bună treabă, Cup! E tot domnul Cheța! Ce școală este asta unde se folosește o mașină ca asta pentru a arunca mingi? Pe bune! Dar cum e posibil să pornească singură? E un mister! Tată, tăticule! Domnul Cheța a dispărut! S-a rezolvat! Domnule Cheța! Aici, bis. Hai, bis. Ce a fost asta? Nimic, fiule, nu înțeleg de ce ești așa de agitat. Cat este pe aici și eu sunt neliniștit. Ce altceva mai vrei să știi? Sunt sigur că domnul Cat doar a... ceva miroase delicios. E deja ora mesei de prânz? Dar nu l-am găsit pe domnul Cat. Păi, Emilie, pun pariu că domnul Cat se va întoarce dacă e foame. Oh, frate, oh, frate, oh, frate! Cremă de carne de vită pe pâine! E exact cum mi-am inventat! Yeah. Probabil că e din același lot de pe vremea ta. Are același gust! Poate o să fac rost de rețetă? E prea mult pentru mine! Nu-ți face griji, Cup! Ce poate face Cat în fața întregii școli? Chiar nu vreau un răspuns, Denis! Hai, uite, dă-mi aia! Ia-o și pe-a mea! Cat, n-am să te las să-mi strici ocazia de a-i arăta tatăl meu că sunt bun. Hei, dă-mi aia înapoi. Iată că vin. O să fi terminat, Cup. Da, cremă cu bucățele de carne de vită. Bătaie cu mâncare. El! Nu, a fost Cat! Domnule Cat nu ar arunca cu mâncare, are niște maniere impecabile. Bine, eu am început, așa că am să curăț totul. Cup, îți asum responsabilitatea pentru acțiunile tale. Hai să te ajut și eu. Mulțumesc, tată. Și ai să lași pe Cat să scape doar cu atât? Nu, dar singurul mod de a-l opri pe Cat este să fim atenți să-l prindem în plasă. Trebuie să găsesc momentul potrivit. Bună ziua, părinție! Bun venit la ore! Lecția de astăzi este o adevărată aventură! Iată-l! Comportamentul adoptat de animale! Cine e norocosul student care va demonstra capacitatea șoareciilor de a se orienta la labirint? Eu! În regulă, Cooper, vino! Știi, când eram de vârsta lui Cup, mă pricepeam la științe. Sunt sigur de asta, domnule Bartenberger? Cred că fi mai bine dacă vă dau un pas înapoi, astfel încât să nu deranjați clasa. Da, domnule. Continuă, Cooper! Deci, aici avem niște șoricei mici și frumoși. O adevărată hrană pentru orice felină prădătoare. Așa că... Ups! De data asta te-am prins! Ai nota 10 pentru inventivitate, Cooper. Accidente se întâmplă, dar explozia controlată a speriat șoarecele și l-a trimis în cușcă. Cup? Nu mai scap de data asta! În regulă, Cat, jocul s-a terminat. Cup, ce se întâmplă? Bună, tată! Tocmai vreau să termin colajul multimedia înainte de termen. Foarte artistic, fiule. L-ai găsit pe domnul Cat! Este așa de frumos!
Și cea mai tare chestie e că Cat va fi înrămat în locul meu. Sunt mândru de tine, fiule. Asta e descurcat grozav. Ce zici, mergem să ne luăm înghețată? După pedeapsă.